Dacă vrei să afli informații despre mediul penitenciar, despre oamenii care lucrează acolo sau despre persoanele condamnate, atunci împrumută o carte. De la acest slogan a pornit cea de-a doua ediție a evenimentului Biblioteca Vie, organizat de Penitenciarul Craiova în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității din Craiova. 6 deținuți din regimul închis au fost pentru câteva ore cărți pe care studenții le-au putut împrumuta. Ne aflăm astăzi la Facultatea de Drept din cadrul Universității Craiova, unde Penitenciarul Craiova organizează, începând cu ora 12, proiectul Biblioteca Vie, activitate inedită unde cărțile sunt oameni cu care cititorii interrelaționează. 6 deținuți din cadrul Penitenciarului Craiova vor fi pentru câteva ore cărți pe care studenții Facultății de Drept le pot împrumuta. Manifestarea vizează combaterea stereotipurilor și prejudecăților despre mediul de detenție și persoanele condamnate, precum și diminuarea distanței sociale dintre deținuți și comunitate. Este vorba despre 6 deținuți care poartă rolul unei cărți astăzi și vor vorbi cu fiecare student care se înscrie. În general, studenții de anul 2 care au câteva cunoștințe despre regimul lor și despre povestea lor. Ei vor afla povestea lor de viață, în cazul în care aceștia vor pune întrebări ce nu sunt confortabile pentru deținuți. Cartea noastră vie va avea rolul de a părăsi conversația dacă se simt cumva incomozi. Biblioteca Vie a funcționat ca o bibliotecă obișnuită la care studenții au putut împrumuta cărți pe care le-au returnat ulterior. Ce să vă spun, fost polițist, a ajuns de latura cealaltă a lumii, să spunem așa, nu am comis o infracțiune în timpul programului, eram în timpul liber, am fost condamnat pentru o perioadă de 5 ani pentru tentativă de omor, am executat 8 luni. Pedeapsa mea este de 5 ani pentru tentativă de omor. Am fost într-un local și s-a izbucnit o ceartă și de acolo s-a ajuns aici. Am un clipă de neatenție și... Cum ți se pare experiența de astăzi? De astăzi? Extraordinară. Deci este extraordinară pentru că reușesc să mă aflu din nou între oameni, în civilizație. Manifestarea a vizat combaterea stereotipurilor și prejudecăților despre mediul de detenție și persoanele condamnate, precum și diminuarea distanței sociale dintre deținuți și comunitate.